Bună ziua, dragilor! Astăzi am un invitat special pe care îl admir și respect foarte mult, domnul Călin Georgescu. Bună ziua, domnul Georgescu! Bună ziua! Mă bucur ziua. că mi-ați acceptat invitația. Foarte multe solicitări am avut din partea urmăritorilor mei. Am un canal de, de YouTube care are peste 100.000 de, de, de urmăritori, am 110.000 oameni, din care aproape 40.000 din, din diaspora foarte mulți oameni din diaspora îmi scriu că m-aș întoarce acasă, dar ar trebui să am o garanție sau o siguranță că aș putea să mă descurc și eu nu prea am oferit soluții. Și urmărindu-vă dumneavoastră la, unde a fost invitat la podcast, la, la televizor, am văzut că dumneavoastră aveți soluții pentru România și m-am invitat aici ca să încurajăm oamenii din, din diaspora să se întoarcă acasă și să le dăm niște soluții de siguranță în momentul când mm. se întorc acasă. De aia, ăsta ar fi subiectul principal pentru care v-am um, invitat aici, a să ne oferiți niște soluții pentru, pentru România, pe termen mediu sau pe termen lung. Acum, știți cum e, soluțiile sunt cine le pune în aplicare. Asta este întrebarea. Că deja sunt soluții dacă nu are cine să le pună în aplicare. Și mai găsim oameni, domnul Georgescu, care ar putea să le pune în aplicare? Mai sunt oameni? Oamenii sunt. Soluțiile și din ce vin? Soluțiile vin din atitudine. Dacă ai atitudine. Atunci, a, asta este primul pas către soluție, așa cum curajul este primul pas pentru saltul în conștiință. Și, categoric, diaspora românească, care pentru mine este o altă, este o, o altă Românie în afara granițelor, ea însă și este o, o țară, este uriașă. Nu este ceea ce se spune prin gura. Fariseismului politic astăzi, tocmai ca să-i dimensiunea. Este o. vorbim de multe milioane. Și cu siguranță că, dacă astăzi România posibil să aibă 17 milioane, cel puțin încă. Da. Dar să zicem, ca să îmbrăcăm și una și ce zice statistica du. și ce Ultima spun, statistică așa? spune că în fiecare zi pleacă 400 de, de români, în fiecare A, zi pleacă 400 de oameni Aici sunt sigur 7 milioane, sigur sunt în afara granițelor. Însă ca idee, că toată vreți să vorbim, adică ați declanșat puțin subiectul de statistică, situația la zi în care vezi toată țara este așa, la fiecare mie de locuitori, 15 mor, se nasc 8 și pleacă 5. Deci un dezastru premii. demografic, un dezastru demografic aș este principala să spun. principala gravitate a situației pentru că căderea demografică este imensă, iar noi nu mai avem popor de rezervă. Diaspora românească pentru mine uh, mai ales pe un traseu și pe o, pe o dorință afirmată politică de a reface țara și de a recupera țara înapoi, este esențial. Din cel puțin două puncte de vedere. odată pentru că aici s-a format o expertiză. Diaspora românească în acest punct de vedere este imensă. Nu înseamnă că nu s-a format și în România, de exemplu pentru antreprenori, mai ales că conduc ca președinte... Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, categorie, fiecare antreprenor în România este un erou, dacă a putut să reziste 33 de ani printr-o junglă existentă în țară. Dar diaspora românească, cu atât mai mult, pentru că aici a fost dragostea de țară permanentă, a fost dorul. sufletul românesc existent uh, în străfundurile noastre ca neam și pe care ei l-au purtat cu... Cu mare demnitate și fală, și sigur, expertiza pe care ei au acumulat-o, cum spuneam, în toate muncile și demersurile pe care le-au făcut acolo, nu foarte simple. Mai ales că, datorită situației foarte precare a statului român, ei nu au avut parte de o, să spunem, de o apropiere și de un limbaj pozitiv, așa cum au avut față de alte națiuni, Occidentul, față de poporul maghiar, față de poporul polonez, ca să vă dau un exemplu, față de poporul croat. Eu am văzut foarte bine cum stau lucrurile, mai ales că am făcut parte din diaspora românească aproape peste 10 ani. Și pot să vă spun așa, uitându-mă la tot blocul din Est, în ultimii 2-3 ani, ultimii 4 ani de fapt, polonezii se întorceau acasă, ceea ce dovedește că uh, țara e pe drumul cel bun. este pe drum, exact, pe drumul cel bun. Și ocupau în general funcțiile cele mai bune. România au făcut uh, excelență prin genialitatea lor în toate domeniile, însă au fost plătiți prost. Și în cele mai dese cazuri, iau exemplu Reșița, Reșița care a fost uh, o emblemă a industriei românești. Acolo este doar un singur uh, drum, și anume uh, firmele de um, îngrijit bolnavi în Austria și Germania, care strâng în general femei, dar nu numai, pentru îngrijitul bolnav. Aici s-a transformat reșița. Asta face reșița astăzi. Deci este, dincolo de expertiză, este și o milință foarte mare. Și sigur, acest lucru nici nu mai contează Inovato contează acțiunea noastră și contează că demersul pe care trebuie să-l facem este către demnitatea ființei umane. Aici ne aflăm. Ceea ce însă s-a pierdut cum spunea, și asta s-a pierdut nu doar aici, dar în mod special în România, cum spunea Marele Soljenițin, este s-a pierdut viața noastră interioară. Ați înțeles? Asta este cel mai mare, cea mai mare dramă care s-a produs în, în lume și raportat în mod special pentru noi ca țară, pentru că de viața noastră interioară a fost tratată cu bășcălie de către partidul unic la vremea respectivă și tratată tot cu bășcălie de către profitul imediat pe care și l-a dorit capitalismul. Despre asta de l-am parafrazat pe Solgenitsi. Cert este un lucru să știți că temnița cea mai dureroasă și cea mai profundă este atunci când te identifici cu ea și când consider că trăiești mai bine. Aici sunt majoritatea din poporul român astăzi, Adică nu realizează că sunt propriilor pușcăriași. Și atunci, ca să te exteriorizezi, trebuie să ai categoric demersul de a ști cine ești. Dar viața noastră interioară este foarte importantă. Oamenii nu realizează acest aspect foarte important. Credeți că doar corupția asta care ne macină și care a devenit din ce în ce mai mare și mai avansată, Acum, făcând o analiză ca om de afaceri după Revoluție încoace și trecând și pe la guvern, a fost și consilier și asta, părerea mea personală este că nu a fost niciodată așa corupție mare în România decât în zilele noastre, pentru că niciodată politicul nu a controlat și presa și justiția și absolut tot, adică mi se părea că mai aveau frică. Acum mi se pare în ziua când vorbim noi aici, în 2023, că nu mi-au nicio frică față de nimeni, nici de justiție, nici de presă, adică controlează absolut tot tot. De aia nu văd nici măcar tunelul, dar luminița. De aia suntem aici împreună ca să îmi spuneți cum putem să trecem peste asta. Mai întâi să vă dau răspuns la ce mi-a spus. Corupția vine atunci când este lipsă de profesionalism, lipsă de expertiză. Practic, în politică astăzi, intră cel care nu știe să facă nimic. Deci nu știi să faci nimic, ești cel mai bun pentru politică. Și atunci s-au acoperit toate domeniile de activitate de oameni incompetenți. Asta este societatea românească astăzi, la vârful ei. Oameni care nu se pricep să facă nimic. Și atunci, automat, din punct de vedere cel puțin al celor care fac cu mâinile lor un lucru util pentru societate, mă refer la antreprenori, la agricultori, cei pe care eu personal îi reprezint astăzi, ideea este că nu ai cum să te duci să iei aprobarea de a produce ceva de la cel care nu a produs nimic în viața lui. Punct. Nu ai care cum. te mie ce mi iese. Asta este o altă temă. Este doar o, o, acțiune, să spunem, de, de milă pe care o am față de acești, acești indivizi, însă cert este că așa au dus societatea. Și cea mai mare dramă a unei societăți atunci când politicul ocupă un loc absolut nemeritat este lipsa ei de profesionalizare. Profesionalismul îmbunătăsește și îmbogățește o societate. Știți? Politicianismul sărăcește. Despre asta este vorba. Cert este un lucru că m-ați întrebat de soluții. Vedeți dumneavoastră, în orice activitate, atunci acțiune, să spunem, de îmbunătățirea sănătății tale, când ai o boală, Sigur, paleta este foarte largă de cei care te pot ajuta. Vindeca. Medicina alopată, medicina naturistă, homeopatia, toate însă au un numitor comun. Dacă vrei să te vindeci, trebuie să ataci cauza. Ei nu pot să facă decât să strateze periodic, pe o perioadă de timp, situația în care te afli și boala, de fapt, este doar un mecanism, un semnal pe care ți-l dă corpul că ai o problemă undeva. Și atunci corpul trebuie să se alcalinizeze. Sistemul endocrin este de bază, care echilibrează totul și poți să aduci corpul și viața ta în ritm și în parametrii de sănătate. Deci cauza este importantă și atunci ne uităm la cauză. Ori cauza este cea pe care v-am spus-o mai devreme, este lipsa de încredere în noi înșine, lipsa în viața noastră interioară. Aici s-a manevrat. Vedeți, toată această situație existentă, că a plecat de la această pandemie, această, această sigur acțiune de departe, cum a numit-o prietenul meu, Rainer Filmiș, o crimă la desa umanității, cu obligativitatea de a te vaccina Vaccinul însuși fiind uh, un non uh, vaccinul, adică un element care de departe a cauzat și cauzează, că se, toată lumea vorbește, nu am ce să vă spun în, mod, în plus față de asta, drame și... Oameni și, tineri care mor de cauza exact, fără să aibă nicio exact, boală. Exact, de ce se um, nemăsura de, de multe. După aceea, toată povestea s-a transformat uh, în așa zisul uh, război care... Iarăși sunt elemente foarte uh, de mare manipulare și de mare interes care sunt în spatele acestei acțiuni, iarăși transmisă în, într-un mod foarte uh, manipulator opiniei publice. Toate acestea au un singur demers și anume furtul de minte, adică oamenii să nu mai poată să judece cu propria lor. Spălarea minte. creierului, manipularea. Știți de ce n-am intrat în Schengen? Pentru că fiind la stadiul de colonie, tot repet asta de vreo câțiva Așa? de zile, noi fiind la stadiul de colonie, uh, uh, vor să ne lase la stadiul de colonie în sensul că uh, vor să uh, profite de, uh, cum a spus noastră mai devreme, de umilința noastră, de servitutea noastră și să mm. ne țin țină acolo uh, într-o parte unde să nu fim la aceeași masă cu bogații. Nu. Vă spun de ce n-am uitat în Schengen. Vă rog. Pentru că mai sunt oameni în seara asta, în special în care gândesc liber. Ei n-au nevoie să gândească cineva liber. Intrarea în Schengen înseamnă să fii pe o scenă unde toți sunt spălați la creier. Dar nu suntem deja acolo? Nu. Tom, asta este. Nu. În România sunt oameni care gândesc cu propria lor minte și care știu că sunt ei înșiși. Față de Occident, unde nu este așa. Acolo spălarea la creier este masivă. Deci intrarea în Schengen înseamnă să fii pe o scenă unde toată lumea este splată la creier. Și toată lumea aplaude la comandă. Noi nu suntem în situația aceasta. Luați cel puțin vaccinarea, ca în România, este de departe cea mai redusă. 30%? Toate. Bun. Nu știu cât este. Dar cert este un lucru, este de departe cea mai mică. Mă întorc însă. Cauza este interioară. Și cauza este că nu am mai știut, ne-am depărtat, nu am mai știu cine suntem. Ne-am depărtat de sursă, ne-am depărtat de locul sufletesc, de locul unde găsești eternitatea ființei umane. Practic te depărtezi de Dumnezeu. Asta este ideea. Și de aceea soluțiile pe care eu le-am propus totdeauna, în primul rând, acțiunea economică precisă, care nu este ceea, ceea, care se spune astăzi, și de aceea cauza pe care o elimin înseamnă să schimbi stilul de viață. Asta înseamnă să determin cauza, apropo că m-ați întrebat de cauză. Trebuie să schimbi stilul de viață apropo de sănătate. Nu schimbi stilul de viață, poate orice doctor să ți dea orice, adică miracolul pilulei, de nu se poate, de dacă centențe. tu nu schimbi stilul de viață. Exact și în situația actuală apropo de soluții. Soluția înseamnă schimbarea de sistem. Eu în poziția politică spun așa: nu. Sunt aici și în această acțiune de a aduce un guvern nou sunt aici pentru a aduce un regim nou. Și cum putem face asta? Sau regim cum putem... nou înseamnă schimbarea de sistem. Sistemul este fundamental greșit. Vedeți drama acestei situații pe care o trăim toți, sau criza actuală, luați-o cum vreți, criza actuală este un, un, un aspect al turbulenței minții omenești care este devorată de două păcate fundamentale de lăcomie și trofie. Pui orgoliul deasupra, ai o criză politică. Duci lăcomia peste limitea inimaginabile, ai o criză economică. Și toate acestea au fost condamnate de toate religiile lumii. De ele în continuare sunt învățate la economie și în continuare sunt promovate de către cei care au un interes meschin în spate. Locomia și trofia sunt uh, două aspecte fundamentale ale micimii omenești care nu își cunoaște limitele și cei care fac asta sunt astăzi la putere. Rezistența noastră, reduta noastră este doar interioară. Ca să înțelegem ce înseamnă o economie cu adevărat în adevăratul sens al cuvântului, te uiți la țăranul român. Din totdeauna a fost mințit și umilit și întotdeauna s-a pus biciu pe el pentru că era cel mai liber. Vă spuneam mai devreme de ce n-am intrat în Schengen. Vă spun partea a doua legată de chestiunea economică. De ce era? El a fost urât și de comuniști și de capitaliști. Știți de ce? Pentru că era omul care deținea capitalul perfect. Era liber pentru că avea în, uh, uh, în șură avea fabrica de lapte, acolo era șeptelul, era vaca și avea fabrica de lapte a lui și în spatele grădinii avea piața de legume. Deci el era liber. Nu avea nevoie de nimic. El nici nu și... avea, cum este și astăzi, n-ai voie să fii liber. Liber înseamnă să ai proprietate. Să fii care independent să producă. de sistem. O România astăzi nu mai are, românii nu mai au proprietate, ci înșiși au fost luați în proprietate de către alții. Noi suntem consumeriști, consumatori și importăm Am spus, 70%. Am să luați din... în proprietate. Da. Ori este inadmisibil asta și asta este o chestiune care ține de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Însă Consiliul Suprem de Apărare a Țării se ocupă doar de ceea ce primește din afară, nu se ocupă de țara. Îndeplinirea ordinelor. Exact. Ca să ca tu să importi 90% de produse alimentare care sunt de fapt non-alimente, te duci la supermarket și iei de pe raft un non-aliment, este o crimă la adresa poporului român. Punct. de, de, de această situație se fac vinovați tot ce astăzi, toți cei care astăzi sunt deținătorii de putere. Mergând însă pe partea cealaltă, situația este simplă, referitoare la cauză pe acești 33 de ani. Exact cuvintele lui Iorga. Nu ați dat pământ țăranului. Nu ați dat școală poporului. Nu, a dat, nu ați dat administrație, nu ați dat administrare interesului public, administrație publică. Nu ați dat politică națională statului, nu ați dat armată idealului. Deci, practic, este o clasă politică bună, dar aruncă la gunoi. Este o țară realmente distrusă și a avut ca idee de 33 de ani un singur obiectiv. Să fie anihilată ca să poată fie, să poată fie preluate resursele naturale complet. Adică noi nu am făcut ceea ce nu facem nici acum, noi nu vindem valoare adăugată, ci vindem doar marfă naturală propriu zis. Or, Asta este uh, categoric o, o degradare imensă a vieții și care automat se transpune și în faptul că cum am spus mai devreme, ne-am transformat din cei care producem doar în simpli consumatori. consumatori. Peste toate însă problema educațională este esențială. În momentul în care distrug școala distruge un, un, o națiune întreagă. Și uitați-vă la școală. Câte ore de istorie sunt astăzi în școală? Nu există istorie, nu există națiune. Să fim foarte bine înțeleși. Nu există istorie, nu există națiune. Istoria este un lucru sfânt. Să știți, pentru că ea Mărturisește adevărul și unde este adevărul este Dumnezeu. Ori nu au nevoie de Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi în lume este un atac împotriva lui Dumnezeu. Asta se întâmplă, la care sunt părtași și deținătorii de putere astăzi din România. Numai că Dumnezeu nu poate să fie învins, nu poate să fie înlocuit și cel care se luptă pentru Dumnezeu și pentru neamul său nu va fi învins niciodată. De deci, aceea zâmbesc personal atunci când se spune că stânga o condamnă pe dreapta și dreapta o condamnă pe stânga, pentru că, vedeți, natura a lăsat și mâna dreaptă și mâna stângă, și ochiul drept și ochiul stâng, ai nevoie de ele ca și urechea dreaptă și urechea stângă. Și totul este o îngemănare perfectă pentru un ideal comun, care înseamnă creșterea în conștiință. Datoria omului este să fie fericit, așa cum datoria păsării este să zboare. Și neștiind să zbori, neînțelegând că trebuie să zbori, evident că ajungi în poziția să fii un umil sclav al tale existenței. Asta se întâmplă astăzi în, în societate. Adică nu ai cum să fii sărac într-o țară bogată. Este imposibil acest lucru. Și poporul român a, a avut parte încă o dată de o înșelare amarnică, așa cum a fost în decursul timpului. Dar a venit vremea. A venit vremea să ne slujim neamul din care am răsărit și din care ne-am ridicat. A venit vremea să facem istorie, nu politică. Asta am transmis personal cu ocazia între mele în politică. Politica a fost uh, distrusă ca esență de la vechea eladă pentru că era o acțiune pentru binele cetății și nu mai este cel puțin astăzi și atunci soluțiile pentru noi trebuie să le vedem în, în atitudinea noastră cum spuneam și în chestiuni simple care să ne întoarcă la rădăcinile noastre creștine la ceea ce am însemnat noi ca rădăcine ancestrale în această țară știți care este diferența doar între o plantă și om apropo de rădăcini, planta are rădăcinile în pământ Omul are în Suflet. În momentul în care oamenilor li s-a furat mintea, ei și-au mându Sufletul. Pe nimic. Și asta se întâmplă astăzi. De aceea, soluția economică pe care eu am transmis-o, și anume o țară a proprietarilor, o țară a proprietarilor producători, este esențială. Cu cât mai mulți proprietari, cu cât mai mult nu neapărat Pământul, ci proprietari, în esență. Adică, fiecare trebuie să înțeleagă că doar cel care produce cu mâinile lui, cu mâinile lui personal, acela poate să-și aducă un beneficiu uriaș, și aduce un beneficiu uriaș societății. Ori sistemul care este astăzi, societatea care este astăzi, mă rog, în, în pozițiile doar de a distruge ființa umană, este un, o societate um, sclavagistă. E practic am sclavagizat de fapt omul. Este un stat servil. Eu am propus un stat suveran distributist, adică distribuția puterii, nu distribuția banilor. Distribuția puterii înseamnă ca fiecare să fie suveran prin ceea ce face. Să știți că nu putem avea, am auzit pe foarte mulți vorbind de suveranitate, de deci ei nu știu ce înseamnă suveranitate. Suveranitatea înseamnă ca fiecare persoană să fie suverană și este suverană atunci când știe să facă ceva. Întrebarea este simplă: ce știi să faci? Dacă eu aș pune întrebarea asta la câțiva politicieni care se vântură uh, dramatic în pseudocultura lor și transmit mesaje către poporul român doar din punct de vedere al mecanismului mediatic care îi acoperă prin drama de a se vinde pe nimic, este groaznic pentru că ei înșiși nu știu să facă nimic. N-au nicio meserie. Și chiar dacă au avut ceva, au avut-o din o diplomă făcută la normă, ștanțată, care, chiar dacă au practicat-o, au practicat-o greșit. Vedeți, asta este ideea. Ori noi avem nevoie, ca soluție, de o țară a proprietarilor. O țară în care fiecare să aibă ceva de făcut din punct de vedere al creșterii lui sufletești. Adică nu este cea legată de servicii care a fost inoculată de către capitalism. Să știți că și comunismul și capitalismul au plecat din același loc, de pe Wall Street, să înțelegem bine. Deci au același principiu, principiu bază. și același părinte. Ceea ce este astăzi fundamental și a trebuit, vă spun la emisiunea dumneavoastră, ca lumea să înțeleagă, este că problema și cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă lumea astăzi este de dolarizarea masivă a unei mari părți a lumii astăzi. Vorbim în mod special de Rusia, de China, de India, de Brazilia și exemplele pot continua. Este foarte important acest lucru, pentru că capul șarpelui este sistemul financiar mondial. Ăsta este capul șarpelui care trebuie tăiat. Totul a plecat de la Uh, tipărirea banilor. Este o fraudă financiară de, de proporții. Uh, V-am auzit că v-ați ocupat de fraudă. Asta este principala fraudă și frauda, să știți, cea mai groaznică este autofraudă, adică te fur de unul singur. America păi, America tipărit în ultimii doi ani 40% din totalul dolarilor tipăriți de când s-a înființat Statele Unite ale Americii. Noi discutăm, sigur că da. De tot, toată schimbarea masivă care s-a produs odată cu 1970 a anul Nixon, când acoperia în n-a mai existat și totul s-a tipărit. Inflația este generată de Fed care a tipărit masiv. Exact. Asta se întâmplă astăzi în lume și ăsta este capul lui, din care au făcut parte inclusiv destinatorii de putere din România, în mod special Banca Centrală. Pentru că, practic, activele care au fost cumpărate au fost cumpărate pe bani falși. Ei trebuie să dea înapoi banii oamenilor astăzi, sunt Bănci deja care au căzut vor cădea din ce în ce mai multe. Se va întâmpla asta și în România. Au de unde să-i dea? Păi asta, este, asta vreau să vă spun. Și n-au de unde să-i dea, pentru că ei sunt bani fictivi. Exact, sunt bani pe hârtie. Prin urmare, piesa de rezistență este că tu trebuie să generezi propria ta economie. Până nu atacăm problema economică, nu putem face nimic. Și să știți că această situație, sigur. Această luptă, dacă vreți, care este pe buzele tuturor între globalism și suveranism, are o singură cauză. că tot ați întrebat de cauză, și anume sistemul oligarhii mondial. Asta este problema. Care are ca și cap al șarpelui sistemul financiar global. Care este, de fapt, o minciună. O mare fraudă de proporții s-a produs în întreaga lume și astăzi. Toată lumea suferă. Modul în care însă această parte a lumii s-a dedolarizat este extrem de important, pentru că deja schimbul comercial între ei se produce cel puțin pe baza înțelegerii între ei pe yuan, pe moneda Chinei. Ori, deja toată lumea se raportează la așa ceva. Vorbesc de cei în, în cauză. Nu, cum să spun în România se gândește mic și se acționează și mai mic. Și gândind mic, ei nu înțeleg că lumea nu este să se raporteze doar la Europa. Ați înțeles? Lumea este vastă și vorbim de multe continente și de dimensiuni mari ale populației în această lume. România nu are astăzi nicio relație de ordin bilateral, de ordin cultural a, cu cel mai important stat din lume, și anume China. Nu există în, în, aspectele de cooperare și nu înțelege ce înseamnă, ci doar primește ce îi se spune în cască, exact ca... Binețelul pe noptieră, cum a, se zice. Da, sigur că da, ca, ca, cei care nu gândesc cu mintea lor și acceptă doar ce li se spun. Probabil că din cauza asta au fost puși oameni, aceste acțiuni. Au fost puși oameni în funcții de stat, dau exemplu președintelui sau primul ministru sau ceva, oameni șantajabili, oameni cu scheleți în dulap. Și atunci e foarte ușor când pui un om de ăsta într-o funcție așa de mare să poți să-l manipulezi, să-l șantajezi arătându-i pisica din, din, spate, nu? Aici este o... Noi suntem într-o țară dominată de soroși care de altfel într-un stat normal ar fi trebuit să-l declare pe George Soros persoană non grata. Asta Dușman ar fi trebuit național. să fie un, uh, un stat care... independent și suveran. Independent și suveran și care are uh, demnitatea de a înțelege ce înseamnă onoarea poporului său. Onoarea nu se cumpără. Asta este diferența. I-asta nu înțeleg. Și poporul român astăzi va înțelege curând, deja majoritatea au prins acest element că nu putem să ne transformăm în sclavi. Nu putem accepta să fim ungenoi, nu putem accepta să fim măturați de frică. Să știți de la mine, viața începe acolo unde frica se termină. Altfel nu este viață. Sistemul ăsta putre ne-a făcut dependenți de ei. Oamenii uh, au o frică interioară. Am văzut că toți de multe ori am afirmat public niște lucruri și ca și dumneavoastră de fapt și domnule, nu, nu ți -e frică, dar va veni sistemul, o să pățești ceva, o să-ți fabrice ceva. Adică ne-a indus așa o frică și o dependență de sistem încât eu aici nu văd cum om ar putea să treacă de, de frica asta și de dependența asta de sistem, să devine independent. Cum a spus dumneavoastră, Bă, dacă eu încep să produc, mă duc la țară și am și legume și o vacă în graj și asta, deja sunt independent și nu mai mi-e frică că nu-mi dă un kil de lapte sau un kil de carne că lupt împotriva sistemului. Aici nu văd o trecere asta de la dependența asta totală de la sistem, la independența personală a oamenilor. Deja, oamenii o fac. Eu am promovat permanent acest lucru. Comunități independente, oameni vii, oameni care să producă cu mâinile lor îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană, totul. Și asta deja se face, s-a făcut de-aia România n-a intrat în Schengen, vă spuneam mai devreme, pentru că încă sunt țărani autentici. Noi, exact cum a fost înainte și astăzi, pentru mine este o mare onoare, subliniez asta în emisiunea dumneavoastră, că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că n-am intrat în Schengen și datorăm acestor lucru, acestui lucru oamenilor liberi în această țară. Mă închin în fața țăranului român, care este regele neîncoronat al acestei țări așa cum pe vremuri o de țărani a ținut loc în, în, loc imperii, cum spunea Țuțea, așa se întâmplă și astăzi. Și vedeți, de-aia spuneam de temnița cea mai temătoare, cea în care tu te raportezi la ea și spui că treci mai bine. Știți cum spunea Țuțea? Zice, eu nu am fost închis, doar ușa a fost închisă. Asta înseamnă omul liber. Adică modul în care atitudinea ta, gândul tău, este raportat la libertatea supremă. Liber nu înseamnă că mă scol dimineață, îmi beau uh, cafeaua care este venită în magazin pe un sistem mafiotic în țara mea, cu o apă care nu este a mea și ar putea să fie a mea, Mă duc la un serviciu unde nu faci decât să miști niște lucruri pe care ți le dă o corporație, deci nu produci nimic. Care trimite bani afară și nici măcar exact. nu... Și mă duc la așa zisa distracție care înseamnă tot molul uh, mizerabil care practic distruge viața interioară a fiecărui. Și atâta timp cât nu mă raportez la Dumnezeu, nu mă raportez la Biserica Strămoșească. Știți cum era vorba aceea? în biserică, afli că existi. Nu afli ce spune preotul sau ceilalți apropo de bârfa existentă, de cum ești îmbrăcat și faptul că te-ai prezentat dumică la biserică, ci faptul că tu personal îți afli interiorul tău și afli că existi. Asta a fost rolul și este rolul fundamental al bisericii strămoșești. Revenind însă la ce m-ați întrebat, este o singură formulă ca și soluție. Statul suveranist distributist, lucru pe care partidul pe care îl reprezint îl promovează și tot ceea ce am spus promovează acest lucru, faptul că trebuie să ne să înțelegem că ne putem hrăni singuri, ne putem întreține singuri și exportăm doar valoare adăugată mare. Noi nu putem să exportăm resursă naturală primară, ca să înseamnă că ne bate în joc de țara noastră. Asta facem acum. Exact. Și de aceea, cei care astăzi, în continuare, sunt cei care produc, vor fi și mai mulți. Și povestea este nu doar să ai mic proprietar producător, pentru că toată cheia este clasa mijlocie. Dezvoltarea unei societăți se rezumă la clasa mijlocie. Iar ea se produce prin răspândirea largă a micului proprietar producător. Nu doar ca el să fie, subliniez asta, micul proprietar producător, ci dimensiunea enormă pe care trebuie să o aibă în societate. Atunci clasa mijlocie este formată. Noi trebuie să avem clasă mijlocie de peste 97% în țară. Astăzi avem sub 1%. Așa cum a trebuit să avem peste 90% bănci românești. Nici nu mai pot să spun că avem una. Că nici aia, de fapt, nu mai e a noastră. Atunci poți să spui capacitatea ta de independență trece prin capacitatea ta de a, te, de, de a te finanța singur. Pe cum poți să te finanțezi singur? Cum poți să aduci și să, uh, să ajuți un antreprenor român când banca nu ți aparține? Cu cel să-l ajuți. Că n-are cine să o facă. Băncile populare, rar răspândite, democrația participativă. Nu l aduci pe om odată la patru ani la vot mințindu-l evident de fiecare dată și amăgindu-l cu zahăr, cum se fac astea, ulei și, ulei și nu știu mai ce. Și l-aduci în fiecare zi ca el să te ajute în demersul de a o societate de a funcționa bine. Pentru cine? Pentru întreaga națiune. Asta înseamnă democrație participativă. Nu democrație în ghilimele spus, care este o democrație sorosistă și în esență ni se spune că suntem anti Diverse, diverse alte națiuni de pe glob. Nu e adevărat. Cine vorbește de antiromanism însă? Noi avem parte de un antiromanism profund în această țară. Făcut de un sistem pervers care n-a făcut decât să se vândă pe doi țechini Occidentului. Știți acum 2000 de ani era un iuda. Asta sunt milioane de iuda. Despre asta este vorba. Însă vreau să subliniez un lucru foarte apăsat. Că toată această zbatere, și toate aceste mișcări dure care se produc în lume, sunt o șansă dată societății de mâine. Noi ne putem transforma și lumea se va transforma profund în următoarea perioadă. Iar în acest final de transformare, o țară care a adus prejudicii mari întregii lumi, probabil că va avea foarte mult de suferit și vin că mă refer la America. Este de neimaginat ca tu să ai peste 400 de baze militare în întreaga lume, în peste 80 de state și să ai pretenția că vrei binele. Că ești pacifist. Nu ai cum. Singura formulă ca o societate să se dezvolte este pacea. Știți că ieri am avut un drum mai lung și, fiind lung, mai la întoarcere, ceea ce nu prea obișnuiesc, am dat drumul la radio. Și ați auzit arestarea lui Trump sau. Nu, a nu, nu. Aia este o altă temă, vă pot spune despre ea. Nu. Ce am, am auzit cum uh, pseudoculți ăștia care sunt deținători de putere spuneau cât de bine suntem noi apărați de. Uh, avioanele, parcă apași de tancurile, nu știu mai de care. Dom'le, dar să fim apărați de Dumnezeu nu există în ecuația asta. Dar și asta e un simulacru. Știi? Păi La... nu, evident că este, pentru că sunt penibili. Deci aia probabil că sunt niște jucării care copiii se jucau în nisip pe vremuri. Ideea este una singură însă. Că ne-am depărtat de sursă, ne-am depărtat de creație, și simplu fapt că există acest lucru este tot cu voia lui Dumnezeu pentru ca noi să ne trezim și pentru că va fi o schimbare totală. Eu le spun atâta tuturor. Vă amăgiți puternic cu ce se întâmplă astăzi. Transformarea va fi uriașă. Și atunci vor rămâne cei drepți. Numai cei care zidesc pacea vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu așa cum se spune la Sfânta Biblie nu există altcumva nu poți să aduci o lume întreagă să o genunchezi, la un semnal pentru ca tu să-ți acoperi mizeria furtului, fraudei că tot sunt spuneați de fraudă pe care ai produs-o atâta timp și v-am spus foarte clar să știți că principala drama fraudei asta am învățat-o la maestrul meu Mircea Malisa este autofrauda Adică este vorba de păcatul moral. Asta este esențial astăzi, să nu te minți de unul singur. Știți care este marea provocare astăzi în lume? Ajutăți aproapele. Asta e cea mai mare provocare. Ați văzut cum era înainte cărarea între vecini bătută și fără buruieni, fără iarbă. nu era un fir de iarbă pe ea. Acum sunt ziduri. sunt metri. Exact. Da, da. <laughs> cu sârmă ghimpată, cu. cu... Am, am văzut de la, la unii, la unii cu. Nu se cheamă asta? Cu cioburi sparte? Cu puse, cioburi sparte, Dumnezeu, da, ceva, da. Adică, și peste tot sunt bariere. Nu, nu există o barieră înainte. De aici vezi că tu cu mine nu ai ce să discuți. E barieră. Știți? Adică nu. Există doar sistemul ăsta meschin în care îți prezinți cheia de la mașină, cu ce mașină ai venit, chiar dacă tu stai într-o garsonieră și aia cu chirie. Dai un, un Bentley la la scară. Asta e anii de comunist care... Exact. Și consoarta sau în sfârșit cine este lângă tine, ce rochi Chanel are pe ea, dar ei de fapt nu știu să vorbească două cuvinte. Este o altă limbă română. Mă Eleganța care a fost dată de cei care prin jertfa lor au făcut destinul acestei țări imens, sigur că nu mai există și nu înțelege lumea că noi am fost noi înșiși am fost o civilizație prin Spiru Haret care a fondat uh, educația românească, prin Simeon Mehedinți, prin arhitectura brâncovenească, prin Dinul Lipati, prin George Enescu, prin eternitatea pe care ne-a dat o uh, Eminescu, Eminescu, prin Brân, prin, prin Brâncuș, Brâncuș. care a fost uh, cum să spun, maestru acestei țări. Care ne-a dus pe orbita lumii. De fapt Vedeți, identitatea noastră națională. Sigur că da. Ori știți că am auzit de chestiunea aceea cu tot așa, pseudo-prim-ministru acela cum îl cheamă, care a făcut, a vrut să cumpere el statuia lui Brâncuș. A, am auzit și eu de. Da? Am, da, da, știu de. Am citit de chestia asta. Da, cum inții pământului Da, cu inții pământului da. Păi, domnule, eu pot să le spun așa cum tu ai pretenții la poporul român să vină, să contribuie, când tu stat era obligația ta să o faci? De aici este meschinăria lor. M-ați înțeles? Uh, problema este că de unde vine drama este că dacă e o luăm, că ne uităm în jurul nostru, nu? Deci, domnul Constantin, luați în calcul că în jurul nostru am plecat toți în același punct. Și Polonia, și Ungaria, uh, care mai, Bulgaria. Da. Uitați-vă la celelalte țări. Aici la noi a fost o problemă, pentru că securitatea a trădat. Dacă înainte sau după? Și înainte și după, dar mult special după. Vă referiți la Pacepa, de la Pacepa încolo? Tra Pacepa a fost un trădătorul de serviciu, dar după aceea, practic, securitatea a trădat. De-aia se vede că nu a trădat în Ungaria, nu a trădat în Polonia, nu a trădat în Bulgaria, pentru că acele ță aceste țări s-au redresat. Problema nu este securitatea națională, problema este administrația trebuie să fie coloana vertebrală, nu securitatea, cum este astăzi. Securitatea s-a privatizat și dacă erau patrioți, noi nu ajungeam în halost. Clar. Să ne înțelegem bine. Clar. Deci asta este principala cauză, apropo de capul șarpelui, și care și-au învârtit acoliții în diverse funcții, în special în cele cu iz financiar-bancar. Ori toate aceste aspecte sunt, ne fac până la capăt, este și o mare bine, pentru că trezirea și saltul va fi imens. Eu am credința în destinul nobil al poporului român, în eleganța lui de săvârșită și în modul în care va arunca la lada de gunoi a istoriei nu doar pseudocultura, ci Trivialismul și primitivismul care a încercat să ridice capul în acești 33 de ani, și care, indiferent cât a furat, și indiferent ce vor vor întreba și ascultătorii dumneavoastră, un lucru să știți: că nu l-au furat Sufletul. Nu au cum să-l fure, pentru că ei nu-l au. Despre asta e vorba. Uh, Am uh, deschis subiectul cu Trump și cred că a, indirect da. indirect ne, ne afectează și pe noi într-un fel sau altul și aș vrea puțin să știu că în alte emisiuni ați mai discutat despre Trump și a, a, a precizați că este ca un cowboy pentru uh, americani, e cuvântul noastră că e ca un cowboy așa și că s-a luptat un pic cu sistemul ăsta globalist. Că... A fost singurul care s-a luptat uh, după Kennedy încoace. coace. Însă, precizez uh, un lucru înainte de orice. Am fost primul care am vorbit despre el în momentul în care era pus la zid. La modul pozitiv. Exact. Și am vorbit pozitiv despre Donald Trump, cum vorbesc și astăzi, și am declarat că atât eu, cât și partidul pe care îl conduc, îl va susține necondiționat și permanent pe Donald Trump. Acum, referitor la situația existentă, eu am avut o declarație. Uh, imediat -am la -am momentul zis. respectiv, în care am spus că justiția practic este la ordin. Ca în și America, la America, Ca și în la noi, evident. Nu este o justiție corectă și sigur că asta nu face cinste unui popor care flutură democrația peste tot. Flutură democrația și flutură democrația și credința în Dumnezeu, inclusiv pe moneda națională. Și atunci te întrebi unde au spus, când au spus adevărul pe monedă, pe hârtia de un dolar, sau când l-au acționat în judecată pe Donald Trump jurând pe Biblie. Sau poate a jurat strâmp. Depinde. Asta vor vedea cei posteritatea. De ce au făcut pasul Ca să-l împiedice? Să... Ideea este că ce se întâmplă cu Donald Trump, în primul rând, eu văd ca un mare câștig pentru el. Dacă ce s-a întâmplat marți, astăzi este miercuri, deci ieri, este un mare câștig mediatic, un mare câștig pentru el, pentru Donald Trump ca, ca poziție și cred că, nu cred, sigur din această chestiune va ieși victorios. Va ieși, va ieși poate mai, mai întărit ca niciodată. Dar mai poate candida în condițiile astea? Eu nu vreau momentan să spun ce va urma, dar, cert este un lucru că pentru poporul american, atât cât a rămas și acolo demnitatea, pentru că poporul american nu este ceea ce se vede la televizor și ceea ce încearcă media să cocoloșească aspectele hollywoodiene și toate acest. mă rog, entuziasm democratic cu, cu mulți bani și cu. Se trăiește, Amerea, se, Andrei, se, se trăiește oribil, se trăiește sub poduri, se trăiește în corturi. Oameni care trăiesc cu sub 2 dolari pe zi, ceea ce uh, instituția uh, celebră și la, să zicem așa, uh, la, la cheia aceleia și Washington și anume Organizația Națiunilor Unite proclamă că dacă trăiești sub, sub 2 dolari pe zi este, este sărăcie luce, să trăiești și sub 1 dolar pe zi. Cert este că astăzi când vorbim, tot al treilea om în această lume spune mi e foame, tot al doilea spune mi e sete și aproape fiecare spune mi e frică. Asta este societatea în care trăim, o civilizație care apune și face loc altea. Altea din punct de vedere al onestității umane, al firului moral care a trebuit să ne caracterizeze și pentru care strămoșii noștri și marii noștri înaintași care astăzi sunt la zid, puși la zid decât o societate pseudo și, în special, decât o media servită, îi înlătură. Ei s-au luptat pentru moralitatea ființei umane, lucru pe care l-am declarat și îl susțin în continuare. Noi nu putem să înlăturăm adevărul, pentru că nicio autoritate nu reprezintă adevărul. Adevărul însuși este singura autoritate. Deci nu poate să vină cineva să-mi spună ce este, mai ales dintre ei, ce este adevăr. Adevărul este cel care va duce drumul drept al societății, iar noi suntem cei care apărăm drumul drept ca popor, ca națiune română. Apărăm drumul drept al credinței noastre creștine împotriva gândirii unice, ceea ce se dorește a fi instalată astăzi. Vedeți cum era înainte, vă amintiți? Înainte de 89, n-aveai voie să vorbești, că era partid unic. În vest, aveai voie să vorbești, dar nu te lua nimeni în considerare. Astăzi s-au întors lucrurile. Nu ai voie să vorbești decât ceea ce spun ei. Deci, orice ai vorbi, de orice, pe orice direcție, ești. Uh, Prorus, pro-putin. Prorus, pro-putin, pro antisemit și mai știu eu ce. Da. Cam asta este ideea. Ori tu nu ai voie să-ți prezinți. Și acum vreau să vă spun esența la această emisiune. Să știți că o idee din punct de vedere al eleganței umane, nu poți să o schimbi decât cu alte idee. Dar o idee nu poți să o distrugi prin violență. Nu se poate asta. Poți să o faci odată. Știți ca și cel care un om poate să stea cu capul plecat o vreme, dar nu un neam, nu o națiune, a spus Maria sa, Mihai Viteazu. Vorbele lui ca și a celor mari Înaintași pe care i-am avut, nu au cum să moară. Aroganța mediocrității, să știți, nu poate dărâma statui. Statuia, că este al Lugoșdu, cum spuneam mai de curând la Oradea, că este al Mihai Viteazu și a multora, rămâne în sufletele noastre. Nu au cum să o schimbe, nu au cum să înlăture istoria, chiar dacă astăzi nu se mai face nicio oră de istorie pe săptămână. Asta trebuie să fie regula într-o școală a eleganței și care impune patriotism de săvârșit. Pe primul loc este istoria. În fiecare zi. Pe al doilea este limba română. Pe al treilea de-abia este matematică. Nu cum este astăzi. Complet greșit. Ne mai vorbim de faptul că nu se mai face sport. Ia un tânăr astăzi și ar... nu spune -i doar să facă o tracțiune la bară, doar să se agațe de bară. de bară. Și este imposibil să fac asta. Pe păi ce fel de națiune este asta? Unde este poporul de rezervă? Că nu mai avem de fapt popor de rezervă. Exact. Nu sunt ei vinovați. Vinovați sunt cei care promovează ca slugile ceea ce li se spune. Deci văd drama nu în tineret, care este de o genialitate absolută, ci în cei care se fac că în drumă. Și toți sunt profesori. Știți cum era pe vremuri? Pe vremurile lui Spiro Harecătova v-am spus, ca să ajungi, când s-a ajuns de fapt să fie numit un profesor la Giurgiu, a fost eveniment național. Era un titlu de profesor. Acum toți ăștia prin Parlament, toți sunt profesori, doamne. Profesor, doctor. Este, este de neimaginat. Adică, se plagiază unii pe alții. În prostie. E spor național plagiatul la noi, domnul Jurisco. Câtă onoare mai poate să aibă, mai poate să mai fie în România când dezonoarea este un sport național? gândiți că noi nu am făcut pace cu Mihai Minescu încă. Nu sunt capabili să înțeleagă ce a fost conștiința națională. Mihai Eminescu. Nu se studiază Mihai Eminescu, știți foarte bine, da, decât da. cu lucruri absolut mărunte și foarte, foarte, uh, foarte uh, lacunar, așa, adică nu au uh, Nu se studiază Goga. Nu se studiază Coșbuc. Da, adică... Oamenii de, rând, oamenii de rând îl stimează foarte mult pe Eminescu și e ca un sfânt, să zic așa, pentru el. Și nu numai pe el. Sigur, și nu numai singura, pe el. Singura, singur monument funerar de la cimitirul Belu, care în fiecare zi este plin de flori, este al lui Mihai Eminescu, din toate personalitățile aia, României. Pe din acest motiv nu am intrat în Schengen. Vedeți? v dat răspunsul singur. Și din acest motiv. Și trebuie să transmitem că este o onoare pentru noi că nu am intrat în Schengen. Este bine că nu am intrat în Schengen. Noi nu avem nevoie de de covrigul lor. Și nici să pupăm ghiul. Neam de neamul acesta n-a stat în genunchi, în fața nimănui, decât în fața lui Dumnezeu. Ăsta este mesajul. Vă mulțumesc mult de tot. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și sper să mai vă faceți timp să mai veniți și la altă emisiune. Vreau să facem data viitoare în direct pentru că sunt foarte multe întrebări pe care oamenii și-ar dori să vi le pună. Și... Cu mare plăcere. Mulțumesc mult de tot. Doamne ajută. Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută. Toate cele bune. Mersi.